Spitalul Județean Giurgiu este instituția în care nimeni nu merge de plăcere. Medicii de ei sunt pregătiți să intervină ori de câte ori un cetățean le solicită ajutorul. Modul în care doctorii își exercită meseria a fost intens dezbătut, însă nu de fiecare dată părerile negative au putut fi probate. De multe ori, opiniile oamenilor nu au fost pe placul celor care sunt plătiți să salveze vieți. Giurgiuvenii au păreri împărțite legate de felul în care doctorii își fac meseria și spun că în spitalul de la Giurgiu există totuși și oameni care își fac datoria cu profesionalism. O parte dintre ei apelează la medicii din capitală, speriați de întâmplările neplăcute, mai mult sau mai puțin adevărate, de la Giurgiu. Spuneți-ne și nouă dacă sunteți mulțumită de serviciile medicale oferite în Giurgiu. Nu prea sunt mulțumită. De ce? Nu sunt mulțumită. Te internezi în spital și ca să... Spitalul dispune de aparatură. Spitalul dispune de aparatură. Pentru ecograf, da, am un respect deosebit pentru medicii care sunt. Ca să-ți facă un ecocardiologic ce mă doare pe mine sau pe dumneavoastră oricare, te trimite la un cabinet particular, care este al lui Petre Mihai, care e directorul spitalului, la cabinet particular. Dar spitalul are această aparatură. Are. Dar trebuie să facă acolo. De ce? Nu funcționează? Dar dacă eu mă duc acum în stare gravă la spital, deci am vorbit. Am mers la București. Sunt mulțumită de medicul de familie pe care îl am. E un om deosebit. Merg foarte rar, merg cu o scrisoare medicală pe care am adus-o de la București, de la un medic cardiolog, asistentă universitară. Medic care, ce să vă spun? Sunt medici. Nu sunt mulțumită. În general, da. Dar nu prea am mai fost aici. În general, da. Când aveți o problemă de sănătate? Numai că curățenia lasă de dorit, atâta. Am văzut pe acolo, e curaznic. Când aveți o problemă de sănătate, mergeți la spitalul din Giurgiu sau în capitală? Păi când am avut, m-am dus în capitală. De ce? Păi operația nu necesita, adică nu se putea face aici decât în centrele universitare. Nu prea am avut parte de ele și bine ar fi să nu avem parte de ele. Nu cunosc la ce ar însemna să spun un lucru pe care nu știu. În momentul în care ați avut o problemă de sănătate, ați mers la spitalul din Giurgiu sau în capitală? Când au fost probleme, Doamne ferește, acum câțiva ani de zile, am mers la aici, la Giurgiu. Când a fost nevoie, dacă au fost alte probleme care i-au depășit, ne-a trimis, ne-a întrebat unde vrem să mergem și ne-a dat trimitere acolo. Sunt doctor foarte bun, la ce se mânie pe Dumnezeu. Ce am auzit cu ceilalți, sunt doctor bun. Sincer să fiu, nici acum nu am mers ca să-mi depun cardul pentru sănătate, pentru că încă nu am un medic de familie. Nu reușesc să găsesc un medic care, într-adevăr, să merg să-mi iau o tensiune sau să mă consulte medical, doar simpla prezență, că intru pe ușă, nici nu-mi dă rețetă, nici nu... De ce să mai merg la medicul de familie? N-am ajuns la spital la Giurgiu. În momentul în care aveți o problemă de sănătate, apelați la medicii de la Giurgiu sau de la cei de la București? Am reușit de fiecare dată cu ajutorul Dumnezeu să ajung în București. În primul rând la Giurgiu. Și am fost foarte mulțumit. Mulțumim frumos! Am fost și operat și toată familia mea a fost foarte bine. Nu, sincer nu. De ce? Pentru că am avut ocazia să merg, din păcate, și ne-au tratat foarte urât. În momentul în care aveți o problemă de sănătate, apelați la cei de aici sau de la cei de la București? La București. Ca în orice meserie, există persoane care nu fac cinste funcțiilor pe care le ocupă, însă, ca de fiecare dată, astfel de salariați aduc o imagine negativă și celor care își fac meseria cu profesionalism. Un lucru este cert, fie că are o urgență sau nu, fiecare va apela la serviciile medicilor de aici și asta nu din plăcere.